Florin, salut! Începem așa puțin despre viața ta la Praga și modul în care te-ai adaptat în acest oraș și, bineînțeles, la echipă. Cum te simți? Cum este? Aici, la club, am întâlnit un colectiv de băieți ok. Am avut noroc că i-am întâlnit și pe Bătăjelu și Stanciu. Mi-a fost mult mai ușor să mă integrez în echipă și să mă adaptez mult mai bine aici. A venit și Alex Chipciu, sunteți așa patru români. E clar că e mult mai ușor. Se vorbește mult limba română? Vestiar sau doar afară? Vorbim în colțul nostru așa mai mult. Așa, în teren vorbim în engleză și trebuie să ne facem înțeleși. Ți-ai făcut deja o idee despre diferențele între fotbalul din România, plecând din Liga 1 și ajungând aici, în Cehia? Este un fotbal asemănător celui din România. Pot să spun că aici este puțin mai tare, pentru că echipele de jos sunt foarte imprevizibile și de multe ori pun probleme celor care sunt sus. Se apropie startul în Liga Națiunilor pentru România, o nouă competiție, practic un start nou și pentru ceea ce înseamnă stafful echipei naționale, ținând cont de faptul că ei au prins doar ultimele meciuri din preliminarele precedente și mai multe meciuri amicale. Cum aștepți tu ca jucător acest start? Pentru mine, în primul rând, este important primul meci, care înseamnă foarte mult și pentru noi ca echipă. Trebuie să începem bine și să avem un parcurs bun în această competiție. Îmi doresc ca echipa să meargă bine și să avem rezultate bune. Povestește-ne puțin momentul debutului tău la echipa națională. Cum te-ai simțit atunci? E ceva special, adică rememorezi acele clipe, mă gândesc că e ceva interesant. Este ceva incomparabil. Nu pot descrie în cuvinte acea senzație pe care am avut-o. Am avut o bucurie nespus de mare și pot să spun că m-am simțit fotbalist. Vorbeam de primul meci și de importanța lui cel cu Muntenegru, de faptul că va fi fără suporteri. Și cât de mult crezi că afectează o echipă care joacă acasă faptul că nu va avea sprijinul propriilor fani? Da, cred că suporterii sunt foarte importanți, pentru că atunci când sunt momente grele în timpul meciului, mai ales la Ploiești, unde publicul este foarte ospitalier și de multe ori a ajutat echipa națională să-și revină și să facă un meci bun. Vorbim și de Euro 2020, pentru că ăla este țelul unde își propune să ajungă echipa națională. Vor fi meciuri pe arena națională. Cât de important ar fi pentru tine ca fotbalist să ajungi, să joci în fața propriilor suporteri la un turneu final? Este foarte important pentru echipa națională să ajungă la un astfel de campionat și cred că ar fi ceva uimitor pentru suporterii români și pentru noi ca echipă. Pe postul tău, cum vezi tu în acest moment, nu știu, ecuația, cum apărați, cum vezi lupta? Pentru că e o luptă pentru titularizare, din păcate voi aveți un singur post la dispoziție. Cum te înțelegi cu colegii de la echipa națională care sunt pe postul tău? Da, băieții sunt în regulă. Tot timpul când am avut câte ceva, am dezbătut problema între noi acolo. Noi suntem ca o mini-familie și vreau să spun că sunt niște băieți extraordinari și îmi face deosebită plăcere să fac parte din acea familie și să fiu alături de ei. E postul de portar unul special? Adică vorbești de mini-familia asta, vă unește altfel? Pentru că știu că nu există... Nu știu, dacă joacă cineva titular, nu se uită celălalt la el că de ce joacă titular. Știu că sunteți mult mai apropiați, vă încurajați mult mai mult la antrenamente. Exact, tocmai de asta spun că suntem ca o mini-familie acolo, pentru că nu știm ce cel mai bine când unul dintre noi apără și celălalt sunt acolo și nu are rezultate bune și încercăm să-l sprijinim sau să ne adunăm acolo.
cât de importantă a fost prezența și a lui Bogdan Loboț, un portar mare al echipei naționale. Probabil că va rămâne în continuare în stafful echipei naționale. Cât de mult vă ajută și pe tine ca fost portar el? Experiența lui nu ajută foarte mult, pentru că el are meciuri jucate la echipa națională, cât nu avem noi toți la un loc cu ceilalți. Și mentalitatea cu care vine la echipa națională ne ajută foarte mult să ne concentrăm la antrenamente și la meciuri. Iar atunci când nu este un exercițiu, ne arată, ne explică și totul este ok. Mai urmărești ceea ce se întâmplă în România, în Liga 1? Ești... Da, mă uit, pentru că am acasă un satelit și privesc... Cum ți se pare după plecarea ta? Cum mai vezi fotbalul românesc? Este la fel cum l-am lăsat. Nu, nimic schimbat. Este la fel. Cu echipele românești, în cupele europene, cu tot ceea ce se întâmplă? Da, mă bucur pentru Steaua că a trecut de cei de la Hajduk și îmi doresc ca cei de acolo, de la Steaua, să treacă și de Rapid Viena. Mesajul tău pentru suporteri, pentru că din ce s-a văzut în ultima perioadă, chiar dacă au fost rezultate mai nefaste, adică nu ne-am calificat, ați avut sprijin peste toți, și la Craiova, da, și la Cluj, și la Ploiești, și pe Arena Națională, tot timpul fanii au fost alături de voi. Vreau să le mulțumesc că au fost alături de noi și cred că este cel mai important atunci când trecem prin momente mai puțin bune să fie alături de noi și să ne susțină. Vrei să vezi mai multe videoclipuri din viața echipei naționale? Abonează-te la FRF TV!